Moksa yazma. Söz en iyi, değil?
propuse. Thank you.
Asta a spaimit. Da? Și mai mare din 1000 de sport de arăt.
la cameră cu pastorului sau la prima treime este prăpăd, vai de capul lui dacă l-a prins cu pastorul. Bastonul ține aici, da? E o priză foarte dureroasă pe degetul mare.
Cad după mine unul care în care se dea ăla ce vrea, da? Hai. Nu trebuie asta? Hai, 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 da? Și nu te arată bine, de aproape este o diferență mare. Nu-i foarte încet, da? Deci, unul, da?
când m-am dus în dreapta, am și încărcat sabia de energie, da? Sunt în poziția asta pe care o am. Aici este ca și cum aș fi, aș avea un, să zicem, un retur care este blocat, da? Și doar trebuie să apăs pe ceva care să se ducă înapoi, da? Următoarea mișcare este să mă pregătesc să aduc sabia într-o poziție bună ca să pot lovi iocul la gât. Pe pământ. Da? Nu ghicidate, da? Nu, da, da. Picioarele pe pământ. Apoi, distanța potrivită. Dacă eu lovesc la ajutul paternului, de acolo trebuie să fie. Nu, da? Fără distanța, da? Deci nu aici. Nu aici. Asta nu înseamnă nimic, da? Da? Aici, da? Amândoi facem aceste decizii. Eu la ajutul lui, el la ajutul meu, da? Consume efortul aici, oh, da, aici ajung cu sabia la plină, da, fără niciun pic de energie. Nu asta, abia o aduc pe aici. Nu. Ce înseamnă o lovitură? Tot ce este până acolo este ca să pregătesc la lovitură. Da? Da? Partenerul. Da? Deci trebuie amândoi să ne reglăm astfel mișcările, de să participăm amândoi, astfel încât să iasă